A venit vremea, bun găsit, pentru că azi noapte am avut un spectacol cosmic și este pe toate ecranele, și mici și mari, și în social media. Începem cu asta. Nu înainte de a vă prezenta invitatul meu de astăzi, Alex Găvan, alpinist de mare altitudine, obmianiristul nostru celebru și creatorul platformei Împreună pentru Centura Verde, despre care vom vorbi astăzi. Înainte de toate însă, pentru că, așa cum spuneam, aseară am avut probabil cel mai superb spectacol cosmic din ultimii 18-19 ani, Aurora Boreală s-a văzut peste tot în lume aproape. Îl avem prin telefon pe domnul Adrian Șonca, astronom. Bună ziua, domnule Șonca! Bună ziua! Și bun găsit! A fost treabă multă azi noapte, a curs cu fotografii în dimineața asta, am văzut cu toții. Foarte frumos, da? Un cadou cosmic foarte frumos. În schimb, cât este el de sănătos, să vorbim și despre asta? Da, este sănătos. Să știți că fiecare fotografie pe care o vedeți, o arătați, a fost făcută de un om care azi noapte nu a dormit, știți? Adică e sănătos, să zic așa, în ghilimele. Dar, că ne aduce bucurie. Da, exact. Și noi nu știm să fim mai consternat pe vreundeva în istoria astronomică a României că s-a văzut în felul acesta aurora de la noi vreodată. Deci ar putea să fi fost ceva care, mă rog, n-a mai fost văzut niciodată de la noi. Bineînțeles că dacă te duci unde trebuie, cobori din avion în aeroportul potrivit, poți să vezi auroră în fiecare seară. Dar așa de jos, de pe glob, s-a văzut și din Florida, se pare, adică aproape de ecuator, mai aproape de ecuator decât aici. Rar, se vede rar, adică prinzând un asemenea fenomen. A meritat, pentru că s-au văzut lumina acelea. Singura diferență este că în fotografii vezi culori, chiar și fotografii făcute cu un simplu telefon, dar în realitate culorile nu sunt atât de intense și vezi mai mult gri, un pic de roz și poate un pic de verde așa înspre orizont. Este rezultatul acest spectacol de care am avut parte azi noapte. O furtună solară, înțeleg, foarte puternică. Da, putem pleca de la ce am văzut. Atunci când am văzut lumină roșie, am văzut lumină emisă de atomii de oxigen. Când am văzut lumină verde, de cei de azot. Și de obicei atmosfera emite lumină dacă primește energie, primește ceva. Și de obicei de la soare vin erupțiile solare, ejecțiile coronare de masă, care înseamnă electroni și atomi, nuclee atomice, aruncați în spațiu de soare și când ajung la pământ, deformează câmpul magnetic și se produce furtuna geomagnetică și materialul poate intra în atmosferă, iar aurorile sunt destul de intense. Și dacă aurora boreală, care se produce în apropierea polului magnetic, nordic în cazul nostru, că până la-l vedem, se produce acolo și foarte, foarte intensă, se înaltă foarte mult în atmosferă, poate văzută de și de la noi, din România. E ca atunci când se văd munții din București, știți? Munții sunt departe, dar se pot vedea pentru că aerul este clar, mă rog. Acum am avut însă și lumină în atmosfera din România, pentru că era așa un fel de fundal roz care s-a menținut toată noaptea pe cer deasupra capului. Asta înseamnă lumină aici la noi, deasupra trei noapte. Deci am văzut ce s-a produs acolo, dar a ajuns într-un fel materialul acesta chiar și aici jos pe glob, da? Unde suntem noi. Acest fenomen cosmic nu implică și o cantitate mai mare de radiație care vine pe Pământ? Ba da, să știți în primul rând că nu este un eveniment cosmic, e un eveniment atmosferic, un fenomen atmosferic dar e produs de soare, da. Dar e produs de soare, într-adevăr. Este periculos dacă te afli în spațiul cosmic. Da? Dacă aveți, de exemplu, un verișor în spațiul cosmic sau o rudă, ceva, astronaut, ei oricum primesc alerte și pentru că se primește radiație mai multe de la soare, într-adevăr, dar e radiație care e blocată de atmosferă de obicei. Ce intră în atmosferă ar fi electroni și ăștia induc un curent electric, după cum am învățat la școală toți, eu nu mai țin minte, dar nu contează de la școală, și putem avea curent electric indus în atmosferă care poate deranja liniile electrice, poate deranja inclusiv transmisiile radio prin ionosferă, dar astea sunt chestii care nu deranjează pe oameni în general. Deci ăsta e singurul deranj pe care îl provoacă pământenilor, că ne dereglează un pic de tehnologie. Și sateliții artificiali care pot și ei
vedea dintr-o dată că există atmosfera, nu s-a construit, devine mai puțin densă, se depătează un pic de pământ, mă rog. Dar astea sunt chestii care țin de tehnica respectivă, nu de oameni. Deci dacă ați dormit azi noapte, nici nu știați că s-a întâmplat ceva în atmosferă. Asta e ideea. Deci, da, eu dimineața am aflat, așa este. Va fi și noaptea asta? În principiu ar trebui și noaptea asta să se vadă, pentru că câmpul magnetic al Pământului încă este deranjat de către ceea ce a venit de la Soare și chiar dacă nu mai este la nivelul de noaptea trecută, este la un nivel asemănător și dacă cineva vrea să încerce, merită să încerci, nu garantează nimeni că vei vedea, trebuie să iasă în afara orașului, poluarea luminoasă permite să vezi aurora boreală, deci undeva la 10-20 de km din oraș, de unde nordul se vede foarte bine, până la orizont și cerul să fie negru, ca de la țară așa. Și trebuie să stai măcar o oră, două, trei, sau toată noaptea, și să te uiți pe cer mereu, să faci fotografii cu telefonul, să nu te uiți în lumini puțenice și dacă e ceva, o să se vadă. Și să te bucuri. Vă mulțumim mult, domnule Șonca, a fost Adrian Șonca, astronom. Alex Găvan, tu ai dormit? Da, din locul în care mă aflam eu azi noapte n-a fost vizibilă, dar sper, așa cum spune domnul Șonca, să o văd în reluare diseară. În schimb, am văzut niște aurore boreale superbe în liceu. Încă de pe vremea aia făceam proiecte de mediu, am creat un ONG pe vremea aia împreună cu niște colegi la liceu, la Curtea de Argeș. Și am văzut-o din Karasjok, din Sápmi, din Norvegia, dincolo de cercul polar, din Laponia, practic. Da. Și am dormit într-un cor din ăla de lapon, învelit în niște piei de ren, să stăm să vedem aurora boreală. Da, era iarna. Da. Nu, pe Omiari nu. Deci tu ai avut parte de aventuri de mic. Da, dar în schimb probabil cele mai minunate ceruri de stele pe care le-am văzut în viața mea, dacă e să mă gândesc la două care mi-au rămas așa întipărite în suflet. Unul dintre ele cu siguranță este cerul de stele de lângă cabana Podragu din Munții Făgărașului, pe vremea când eram voluntar la Salvamont Curtea de Argeș, tot în liceu, și acum mi-l amintesc. Și cerul de stele pe care l-am văzut din tabăra de bază a vârfului Broad Peak pe care l-am urcat în 2014. Bineînțeles, în Himalaya și în munții înalți întotdeauna e un cer de stele absolut spectaculos, dar unul pe care să mi-l amintesc, sau două, sunt acestea două, care le pot numi imediat. Hai să ne așezăm și la motivul întâlnirii noastre de astăzi și tema acestui episod, pentru că avem multe, multe de vorbit despre ea și venim și cu vești bune. București, să ne reamintim, 1,4 milioane de mașini la 1,8 milioane de locuitori, betoane, lângă betoane, peste betoane, parcuri retrocedate, apoi făcute scrum, accidental, în fapt pregătite pentru alte betoane rezidențiale. Zonele verzi de pe străduțe dintre blocuri tot dispar și ele, se mai fac niște locuri de parcare, un trotuar pe trotuar, niște borduri peste borduri. În jurul Bucureștiului și mai jale, conform aplicației Inspectorul Pădurilor, în 2022 în Ilfov au fost tăiați legal aproape 600.000 de arbori din pădurile Ilfovului, mai exact 581.287 de copaci. Peste jumătate de milion de arbori tăiați de Romsilva, așadar, într-un singur an, prin lucrări silvice autorizate. Tăierile ilegale nu le poate calcula nimeni. Potrivit raportului de cercetare privind starea mediului în București pe anul 2022, fiecare bucureștean respiră oxigenul a mai puțin de un arbore, în condițiile în care recomandarea Uniunii Europene este de 3 arbori pe locuitor. În schimb, Bucureștiul este în top 3 al celor mai poluate capitale din UE, înregistrând și cele mai mari pierderi bugetare asociate cu tratarea bolilor cauzate sau înrăutățite de poluarea aerului. Conform INSP, Institutul Național de Sănătate Publică, cheltuielile anuale ale Bucureștiului sunt de 6,35 miliarde de euro, iar speranța de viață a fiecărui bucureștean scade cu 4 ani din cauza poluării aerului. După ani de atenționări, România este în procedură de infringement, a fost și condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru aerul toxic din București și multe alte orașe. În tot acest context, votul aproape unanim al Senatului de la sfârșitul lui aprilie, acum în 2024, pentru amendamentele protejării pădurilor din Ilfov, practic piatra de temelie a viitoarei centuri verzi București-Ilfov, poate fi considerat unul istoric. Consensul politic în interesul tuturor cetățenilor a devenit, da,
ceva atât de rar. Proiectul Centura Verde București-Ilfov este înainte de toate un proiect de sănătate publică prin componenta sa antipoluare, parte importantă din puzzle-ul uriaș al soluțiilor sistemice de protejare a mediului. Peste 150 de organizații neguvernamentale, grupuri civice și persoane publice s-au reunit într-un demers apolitic sub umbrela platformei civice împreună pentru Centura Verde și au venit în întâmpinarea politicienilor și autorităților publice cu un memorandum pentru aer curat, sănătate și viitor. Așadar, Alex Găvan, alături de mine astăzi, vă spuneam, celebru alpinist de altitudine și care și-a petrecut mare parte din viață escaladând domniarurile Himalaei, iar de un an a pornit probabil cea mai grea și mai lungă cursă din viața lui de până acum, escalada hățișurilor legislative și administrative ale statului român pentru crearea Centurii Verzi București-Ilfov. Asta înseamnă, Alex Găvan, punerea sub protecție a unor păduri, împăduriri, reîmpăduriri, deschiderea pădurilor pentru oameni. Alex Găvan este cofondatorul platformei Împreună pentru Centura Verde, alături de geologul Florin Stoican, cofondator și al Parcului Natural Văcărești. Bun venit, îți spun din nou, Alex Găvan. Mă bucur mereu să ne vedem, Nora, și tot legat de luminițe, că am plecat cumva de la luminițe la începutul emisiunii. Vezi, am văzut și am spus de cerul de stele, de aurora boreală, am văzut din ce în ce mai puțini, din cauza distrugerii habitatului și a pădurilor, am văzut din ce în ce mai puțini licurici. Când m-am mutat eu în Corbeanca în 2015, vedeam foarte mult licurici noaptea în pădure. Obișnuiesc să fac și plimbări de noapte în pădure. Sunt foarte spectaculoase. De ce? Pentru că atunci viața sălbatică, de fapt, are intensitatea maximă, inclusiv păsările, da, în primele ore ale dimineții sau imediat după apusul soarelui. Și îi vezi din ce în ce mai puțin. Iar mulți am văzut, că vorbeam de pe unde am văzut eu lucruri spectaculoase, curmea pe malul unui râu himalaian, când după o expediție la 8000 de metri, după ce urcasem un vârf, am plecat într-o mini... să nu-i spun expediție, într-o mini-excursie de rafting și noaptea pe malul râului, efectiv am fost înconjurat de sute, poate mii chiar de licurice, un spectacol absolut unic. Era sezonul lor de împerechere, era, să probabil, spunem că exact. Ei atunci luminează. E bine, am văzut foarte mulți licurici, inițial prin 2015, dar ușor, ușor, cum am ajuns spre 2024, nu doar că am văzut mai puțin licurici. Nu am mai văzut deloc porci mistreți în ultima vreme în pădure, căprioare dacă veneam. De fiecare dată când intram în pădure sau pe câmp, efectiv de fiecare dată, am început să văd din ce în ce mai puțin vulbi la fel, iepuri la fel, păsări mari la fel. Deci cumva... de la an la an, pentru că se distrug aceste habitate, nu e doar o chestiune de a noastră de sănătate publică, ci faptul că dacă toate animalele alea trăiesc în pădure, înseamnă că ecosistemul funcționează, noi suntem parte din acel ecosistem, iar dacă el nu funcționează, ei bine, ce să vezi, nici noi nu putem funcționa. Spuneai mai devreme de acele 6,35 de miliarde. Gândește-te că, puse puțin în context, asta e statistică oficială UE, suntem pe primul loc cu această cifră între capitalele Uniunii Europene atunci când vorbim de a trata bolile generate sau înrăutățite de poluarea aerului. Gândește-te că în loc să băgăm atâția bani în lucrul ăsta, dacă i-am băga în a preveni, da? Oricum banii ar fi mult, mult, mult mai puțin. Întotdeauna spun că ăsta este un proiect Centura Verde București-Ilfov, da, este un proiect pe care dacă acum nu îl tratăm cu maximă responsabilitate, da, și maximă prioritate, oricum viitorul ni-l va impune la un cost economic, etic și de sănătate mult mai absolut imid. Imaginează-ți că acum, ok, vin alegerile în curând și eu cred că poluarea, calitatea aerului din oraș, nu doar din București, da, și crearea de centuri verzi, nu doar București-Ilfov, da, pentru că în memorandumul de care vorbeai mai devreme, ultimul punct, punctul 7, la asta se referă, la extinderea conceptului în toate orașele din țară unde e nevoie de așa ceva. O să vă dau doar trei exemple care, din păcate, sunt celebre, nu într-un sens pozitiv. Vorbim de pădurea Trivale din Piteș, care acum se distruge de către asaltul imobiliar haotic. Vorbim de pădurea Hoia Baciu din Cluj, care se întâmplă un lucru în care se întâmplă un lucru asemănător, și de Codriașului, faimoșii Codriașului, care în loc să fie
transformați într-un parc național, chiar acum sunt decimați și sunt acolo, sunt peste 50.000 de oameni în Iași, de exemplu, care au semnat o petiție că au nevoie de spațiul ăla verde, pentru că pădurea înseamnă viață, înseamnă oxigen. Plămânii orașului. Exact, plămânii orașului, masca de oxigen a orașului, aparatul natural de aer condiționat al orașului, dacă e să vorbim în genul ăsta de termen. Exact, da, putem să vorbim de exact, putem să vorbim de Viena. Spun Viena că cred că este cea mai aproape. Este cel mai apropiat exemplu, dar poate este și cel mai bun, pentru că este cea mai veche. Imaginează-ți că acum 150 de ani, oamenii ăștia din Viena și-au dat seama că cumva trebuie să aibă pentru propriul lor bine, să aibă grijă de verdele din prejurul lor. E, și după 150 de ani, în momentul ăsta, centura verde a Vienei aproape a ajuns să înconjoare orașului. Pădurea vieneză. Centura verde a Londrei, de exemplu, da? Care este de la 1907 sau 5, atunci s-a început proiectul. În Marea Britanie toate aglomerările urbane mari au centuri verzi. Australia, Melbourne, Ontario în Canada, São Paulo în America de Sud, Copenhaga. Sunt atât de multe exemple. Practic, ce înseamnă pentru București centura verde? Înseamnă o mare oază de verde și de galben și de albastru, verde păduri, bineînțeles, albastru tot ce înseamnă zone umede, lacuri, râuri, pârâuri, și galben pajii și pășuni, da? Exploatate într-un mod sustenabil, care, ca să se întâmple, practic, se bazează, dacă vrei, pe doi mari piloni. Unu este această lege pe care noi am depus-o în Parlament acum un an. Și ce să vezi, că noi am mai vorbit despre subiectul ăsta, am trecut frumos... În episodul 2. Exact, am trecut frumos de toate comisiile din Parlament inițial, de Senat, da, unanimitate, am trecut cu unanimitate în plenul Senatului, după care am trecut cu unanimitate de toate comisiile până la ultima comisie, Comisia de Agricultură, la Comisia pentru Agricultură, 6 luni de zile, aproape jumătate din durata demersului. Ce s-a întâmplat acolo? De ce? Vreau doar să spun o suspiciune rezonabilă, fără să arăt cu mâna sau să acuz pe nimeni. În momentul ăsta am suficiente informații, astfel încât să îndrăznesc să afirm, fără să fie ceva absolut radical, că cumva s-a pus o frână intenționată astfel încât să ne prindă din urmă noul cod silvic. De ce? Pentru că legea aia ar fi fost, avea legătură cu vechiul cod silvic. În momentul în care vine noul cod silvic... Muncea de două ori. Nu, vechiul cod era abrogat și tot efortul nostru ar fi fost în van. Deci, practic, noi în ultima lună și jumătate am depus un efort imens ca să facem pivotul de pe vechiul cod pe noul cod și să o transformăm în amendamente la noul cod. Și aici, ca de obicei, am luat ca autori, cu autoria amendamentelor, parlamentari de la absolut toate partidele. Da, toate partidele plus Ministerul Mediului. Asta este ca și susținător. Exact. Și în momentul de față am trecut-o de Senat, cum spuneai și tu. Ce amendamente au fost acceptate? Deci ce, în momentul ăsta sunt multe, foarte multe, dar strict legat de centura verde. De centura verde, categoric. În momentul în care o să trecem și de Camera Deputaților, pădurile din Ilfov, cele 26.000 de hectare, câte au mai rămas, 16% din suprafața județului, județ cu deficit de suprafață forestieră, ar trebui să avem minim 30% ca să intrăm din categorisirea asta. Pădurile astea vor fi protejate împotriva exploatărilor comerciale și se vor permite doar lucrări de întreținere a pădurii sau de reconstrucție ecologică, acolo unde cei care au tăiat pădurea nu și-au îndeplinit obligațiile legale după. Deci ăsta e pilonul 1, da? Ca să protejăm ce avem deja. Pilonul 2, lucrăm împreună cu Consiliul Județean Ilfov și cu Primăria Bucureștiului și cu Ministerul să identificăm suprafețe de teren astfel încât să mărim aceste... Care pot fi împădurite. Exact, care pot fi împădurite și să conectăm pădurile deja existente și în același timp și cu niște culoare de mobilitate cu orașul, da? Ca majoritatea traficului vine din Ilfov în fiecare dimineață. Vorbeai... Și trei, iartă-mă că te întreb, este partea asta extrem de importantă. Pădurea înseamnă mult mai mult decât chestia, înseamnă mult mai mult decât valoarea ei în bani.
Punctul 3 este să deschidem pădurea către oameni și asta am reușit-o prin noul cod silvic, că înainte, știi, accesul în pădure nu era permis, prin noul cod silvic acum am trecut de senat și va fi, plus protejarea arborilor remarcabil și practic și prin asta vom crea niște trasee de bicicletă și de drumeție care să lege Bucureștiul cu zonele din prejur, da? Pentru că în momentul ăsta ce facem? Să nu mai fie nevoie să te duci la munte. Ne îmbulcim la munte, dar puțin sunt conștienți că lângă București încă sunt niște zone absolut superbe de natură. Spuneai de Viena că încă de acum 150 de ani au gândit lucrurile astea. Citeam că și Bucureștiul acum vreo 89, în 1935 exact. Mai exact, avea un plan, o să rog în regie producătorul meu să ne arate, la 1935 cum arăta planul. Da, deci în 1935 oamenii începuseră să facă un fel de randări, un fel de planuri, ceea ce s-ar fi transformat de fapt într-un fel de centură verde. De, e bine, ce nu? De ce crezi că ce s-a întâmplat? Păi, haideți să vă zic, și după revoluție s-a mai vorbit electoral de mai multe ori de centura verde în mai multe mandate. E bine, după cum vedem, nu s-a întâmplat absolut nimic concret. Și mi s-a mai zis, da, mă, dar mai vorbea lumea de centura verde, vii tu cu centura verde. Da, da, centura verde este creația celor care o transformă în realitate și celor care aleg să fie împreună pentru centura verde prin acțiuni concrete, nu prin vorbe, că de vorbe suntem toți sătui. Eu cred că în momentul de față, că vorbeam de alegeri, nu are cum această subiectul poluării și crearea de centuri verzi nu are cum să nu fie pe agenda fiecărui candidat sau partid responsabil la alegeri și în același timp în evaluarea pe care și-o face fiecare alegător responsabil. Aș îndemna pe toți cei care ne arată să-și întrebe, în orice oraș s-ar afla ei, în București sau în țară, să întrebe pe potențialii viitorii primari ce au de gând să facă concret pentru un aer mai curat pe agenda și pentru politică centuri, în permanență. Pentru centuri verzi, exact. Pe de altă parte, suntem obligați de Uniunea Europeană să avem asta pe PNRR-ul, este cumva condiționat. Bun, o să repet acum pe final o întrebare pe care ți-am pus-o și data trecută și o repet nu doar pentru că răspunsul conține un mesaj care e important să ajungă la tot mai mulți oameni și cât de des posibil, până vom înțelege cu toții cât de mult contăm fiecare în aceste ecuații aparent intimidant de mari. Îți pun această întrebare mai ales pentru tonul tău optimist și plin de încredere cu care mi-ai răspuns data trecută, pentru că avem mare, mare nevoie cu toții de genul ăsta de energie mobilizatoare, așa. Întrebarea este, după tot drumul ăsta, după ce tot drumul ăsta al voturilor, comisiilor, comitetelor se va fi încheiat, statul ăsta al nostru va și veghea la respectarea literei legii? Sunt două lucruri aici. Unul este că din momentul în care se va vota nou col silvic în formula de centură verde pe care noi am propus-o, aceste păduri vor fi de facto protejate și vor exista din momentul ăla 2 ani în care Consiliul Județean împreună cu Primăria Bucureștiului să facă planul de management al acestor păduri. Ok, asta odată. Doi, legat de vegheat, de asta suntem noi aici, vorbeai de omiari mei. Da, centura verde cu siguranță pentru mine este un omiar imens, dar cuvântul cheie este noi, este împreună și pentru asta vă îndemn pe toți, intrați, vă rog, pe centuraverde.ro, informați-vă, vedeți despre ce e vorba și puteți, bineînțeles, puteți să semnați și petiția ca să punem în continuare, să spunem, o presiune pozitivă pe politicieni, pentru că dacă nu acum, înainte de alegeri, când avem șanse maxime, când după. Cu speranța că vom reuși să păstrăm până la capăt nota optimistă a acestei ediții, mergem acum la meteorologul de serviciu de la ANM, Diana Giurgiu, să ne povestească prognoza pentru săptămâna ce vine. Bun găsit, Diana Giurgiu!
Bun găsit, bine v-am găsit, bună ziua. Dacă este să vorbim puțin despre aspectul termic din următoarea perioadă, veștile sunt următoarele, intrăm într-un proces de răcire al vremii, astfel încât, dacă ar fi să caracterizăm săptămâna viitoare din punct de vedere termic, pentru partea de vest-nord-vest, putem spune că vom avea valori termice ușor peste ceea ce ar trebui să înregistrăm la această dată, iar treptat către jumătatea de sud-est a teritoriului vom vorbi despre valori termice ușor sub cele normale la această dată. Și dacă tot spunem despre ceea ce ar trebui să înregistrăm normal la această dată, acestea din punct de vedere al temperaturilor maxime ar trebui să fie cuprinse între 18 și 24 de grade, iar cele minime undeva între 4 și 14 grade. Deci, drept pentru care spuneam, prin partea de vest, de nord-vest a teritoriului, vom fi apropiați de aceste valori din punct de vedere al regimului termic, chiar ușor peste în anumite localități, iar pentru jumătatea de sud-est a teritoriului ușor sub aceste valori. Dacă este să vorbim despre aspectul ploilor, acestea își vor face apariția astăzi mai mult prin zona montană și submontană, vor fi posibil însoțite și de descărcări electrice, iar la noapte ploile își vor face apariția mai mult prin partea de vest, de centru a teritoriului, pentru ca mâine aria ploilor să fie ceva mai în extindere, astfel încât să avem ploi în partea de sud-vest, de centru, în zona Carpaților meridionali și occidentali, iar noaptea mai mult prin partea de sud-est a teritoriului. Dacă trecem de ziua de mâine să vorbim puțin despre aspectul ploilor, jumătatea săptămânii ce urmează vine cu puține ploi, pe arii restrânse mai mult în zona montană și submontană. Și pentru că tot vorbim despre această zonă montană, nu este exclus ca la altitudini foarte mari, în general de peste 1900 de metri, pe fondul acestei răciri să avem parte și de ceva lapoviță și ninsoare. Vă mulțumim mult, Diana Giurgiu. De altfel, am văzut recent fotografii cu crestele munților noștri înzăpezite, deci încă e zăpadă acolo la altitudini mari. Mulțumim mult, spor la treabă. Mulțumim, Alex Găvan. Gata? Asta poți să mai zic ceva? Ascultându-o pe colega ta, mi-am dat seama de un lucru foarte important, de fapt. Ăsta nu e un proiect doar de sănătate publică, este și un proiect de estompare, de mitigare a schimbărilor climatice. Absolut. Pentru că reglează extremele termice, captează avansol, de protejarea mediului. Generează ploaie atunci când e nevoie și așa mai departe. Nu mai vorbim de rolul ei de barieră concretă împotriva agridizării care vine spre București. Invitația rămâne în continuare deschisă, că noi n-am terminat, cred că n-ar trebui o emisiune de 3 ore și puțin probabil să reușim să vorbim toate câte sunt de vorbit și pentru pofta noastră de vorbă. Te așteptăm cu vești bune, sper să ne revedem cât de curând la prima împădurire a Centurii Verzi. Păi în iunie, acum să vin cu veștile bune, atât de repede, că e jalon în PNRR. Ne dai de veste, venim să dăm și o mână de ajutor acolo la împăduriri. Mulțumim mult tuturor celor care ne-ați fost alături astăzi sau care ne veți fi mâine, știți deja, reluarea emisiunii poate fi văzută duminica de la aceeași oră 11:30 și oricând doriți, găsiți toate episoadele A venit vremea pe canalul de YouTube Euronews România, la secțiunea A venit vremea. Pe sâmbăta viitoare, prețuiți fiecare zi, viețile voastre și acasă pământ.